Protestele al Roslatina merg mai departe. După cele două meetinguri organizate la sediul fabricii și la prefectura Olt, angajații de la uzina de aluminiu vor merge și la București pentru a-și striga nemulțumirile în stradă. Salariații companiei, alături de colegi de la alte întreprinderi din Slatina și din țară, vor picheta sediul Ministerului Energiei. Protestul va avea loc pe 20 ianuarie. În conformitate cu prevederile legii numărul 60 din 1991 și cele ale legii 62 din 2011, vă facem cunoscut că, în data de 20 ianuarie 2022, Federația Sindicală a Siderurgiștilor Metarom organizează o acțiune de pichetare în fața sediului Ministerului Energiei, în intervalul orar 11-13, transmit sindicatele de la Aldro într-un comunicat de presă. La protest vor participa aproximativ 100 de persoane, toate vaccinate cu certificat verde, mai spun organizatorii meetingului. Nu va fi ultima acțiune de protest. Angajații Aldro sunt hotărâți să nu oprească lupta pentru salvarea fabricii. Procesul de închidere a început deja la Aldro Slatina. 3 dintre cele 5 hale de producție vor fi închise, iar prima a fost deja oprită.